Incendiu provocat intenționat în județul Tulcea, focul izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în zona localității Jijila a mistuit o suprafață de 400 de hectare. 600 de balos de paie și vegetația uscată s-au făcut scrum. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul secției de pompieri Măcin și voluntari din Jijila. Misiunea pompierilor a durat mai bine de 3 ore, fiind îngreunată de vântul care bătea cu putere. Conform Isu Tulcea, focul a fost pus intenționat. Este alertă de incendiu și în județul Prahova, unde de pădurea din zona Piatra Arsă, între Bușten și Sinaia. Incendiul a cuprins o suprafață de circa 1500 de metri pătrați acoperită cu vegetație uscată și dobărături, dar pompierii au anunțat că au reușit să-l localizeze. Intervenția este însă îngreunată din cauza accesului dificil și a vântului.